Mai galbeni, haractorii, haractorii mai în față, unde mai e locul totdeauna, mai în față. Stop albaștri, stop oprești albastru. Galbeni mai în față, mai în față. Haideți, mai în față. Am tot stat pe gânduri, dacă să vă reamintesc, dar nu mă pot abține. Pentru că avem de-a face cu jandarmi, cu băieți de la poliția locală, cu gardieni de la penitenciarul Tulcea. Ivan Pațaichin, vă spuneam, este amiralul flotilei românești de caia ca noi, așa cum s-a numit timp de două decenii. Dar să nu uitați că este general, ce-i drept în rezervă. Un general premiind prin doi capitani. Da, și acum diplomele pe care le vor primi cei de la penitenciarul Tulcea. Și acum o să vă rog să faceți o poză de grup. Acesta este podiumul primului concurs de canoe 10+1 din cadrul Festivalului Internațional al Bărcilor cu Vâsle. Cred că ne trebuia un agent de la poliția rutieră să vă dirigeze pe toți. Suntem unii să câștige, unii să piardă. Și atunci am hotărât să luăm locul 6, să fim la mijloc. Dacă luam locul 1, probabil că eram acuzați că am aranjat ceva și am evitat acest lucru. Ivan Pațaichin cu Fair Play, așa cum știm.